accesorii. Așadar, nu ne rămâne de făcut decât să ne bucurăm și de aceste zile mai puțin călduroase și cu mai puțin soare. Cam atât despre vreme. Momentan, să aveți o zi excelentă. Dani? Bună dimineața din nou tuturor! Astăzi este prima zi de toamnă, dar a început să se simtă acest lucru încă de câteva zile. Spun acest lucru pentru că am avut parte de precipitații, de instabilitate atmosferică și chiar temperaturile au scăzut destul de mult în anumite zone. Tocmai de aceea începem cu nord-vestul țării, unde chiar din weekend am început să avem vreme rece cu cer mai mult acoperit, precipitații însemnate chiar și temperaturi destul de scăzute. La fel și astăzi avem o maximă de 19-20 de grade. Nici în Crișana nu se schimbă foarte mult lucrurile, o zi mohorâtă vom avea și aici, iar temperaturile maxime ajung undeva la 20, poate 21 de grade. În Banat este posibil să fie puțin mai cald, avem parte de ceva raze de soare, dar și ceva nori trecători, iar temperaturile sunt puțin mai crescute, poate pe la 22-23 de grade. Cu siguranță va fi mai cald în zona Olteniei. Astăzi avem parte de soare pe tot parcursul zilei și de temperaturi maxime de până la 25, poate 26 de grade în anumite zone. În zonele de deal, de munte și în toate zonele centrale, cu siguranță rămânem la vreme rece, specific acestei perioade. Avem precipitații și temperaturi destul de scăzute. Avem maxime de până la 17 în anumite zone, până la 20 de grade. Dacă zilele trecute am mai avut parte de soare în zona Moldovei, mai ales în nordul Moldovei, iată că astăzi lucrurile se schimbă. Cerul va fi mai mult acoperit și aici vom avea precipitații și temperaturi maxime de până la 17 grade. Poate în sudul Moldovei să mai apară puțin soarele și să avem temperaturi de până la 20, poate 21 de grade. Cum v-am obișnuit încă de ieri și alaltă ieri, cel mai cald se anunță astăzi în Dobrogea și în Muntenia. Avem soare în continuare, încă se mai simte puțin căldura verii, asta pentru că temperatura maximă va ajunge până pe la 27-28 de grade. Cine vrea să meargă pe litoral, cu siguranță se va mai bucura de câteva zile cu soare și la fel și în București, dacă vă mai petreceți zilele pe aici și dacă vreți să mergeți la piscină, încă se mai poate, vom avea temperaturi de până la 26-27 de grade. A venit toamna, dar zic să nu ne stresăm pentru acest lucru, pentru că încă vor mai fi câteva zile cu soare, poate nu în toate zonele, dar eu zic să ne bucurăm de el atât cât este. Cam atât despre vreme. Momentan, un mijloc de săptămână excelent să aveți, băieți!